Salut! Suntem în ziua a 5-a de la turnare și am decis să desfacem cofragul mesei. Haideți să vedem ce a ieșit din lucrarea pe care am făcut-o împreună. În primul rând am îndepărtat sârma care a asigurat cofragul. Am îndepărtat cofragul de la masă. Masa se prezintă foarte bine. Acum trebuie șlefuită, aranjată. Urmează să desfacem picioarele, cofragul de la picioare. Și vedem că și acestea se prezintă foarte, foarte bine. Observăm profilul scaunelor, profilul care s-a imprimat de la tabla cu care am cofrat și aici vedem și masa și cu această margine semirotundă pe care am obținut-o cu ajutorul borduitorului pentru beton. Acum trebuie să confecționez un șezut, o scândură pentru aceste scaune. Și cum îmi place să recuperez orice bucată de material aflat în curte, am să recuperez una din aceste scânduri. O voi finisa și o voi prinde pe acele capete de bancă. Am semnat scândura și o tăiem la dimensiune. Acum urmează rindeluirea. Am îndreptat cât de cât scândura pe care o aveam. Acum potrivim scândura pe picioare, de din ciment, și trasăm un semn pentru găurire și fixare cu diblu în beton. Urmează găurirea scândurii. Am găurit stâlpul din beton, am băgat diblul și acum strângem șuruburile. Și gata! Banca
este fixată și este, se stă foarte bine și stabil. Mergem mai departe. Acum cu flexul voi finisa puțin marginile acestea care au rămas de la decofrare. Pentru a obține un finisaj mai fin pe suprafața de ciment, am făcut o smântână de ciment, deci ciment cu apă de consistența smântânii. Și acum voi aplica această pastă pe zid cu bidineaua. Și în felul acesta voi obține un finisaj mult mai fin. Mare parte din pori vor fi închiși. Protejăm scândura noastră cu vopsea pentru lemn și fier. Este o vopsea obișnuită pe care o aplic cu trafaletele. Și gata, masa noastră din beton pe care am făcut-o în foișor este gata. Am finisat-o, începe să se usuce bine, banca este fixată. Așa arată banca, cu picioarele turnate, profilate și cu o scândură recuperată, îndreptată și vopsită. La baza mesei am montat un ornament format dintr-un ciuline uscat. Am dat o gaură în betonul de la bază și am alcătuit acest ornament. Zic eu, interesant. De asemenea, pe masă, dintr-un capăt de buștean, în capătul căruia am dat găuri, am format un suport pentru flori. Acum, de asemenea, am montat în el niște ciulini. Un păianjen este primul musafir care se așează la masa din foișor. Aceasta este masa împreună cu banca.
împreună am terminat această lucrare. A ieșit bine, eu spun că bine. Sper să vă placă și vouă și să vă stimuleze să faceți și voi acasă o asemenea bancă. Este relativ simplu și cu puțină îndemânare și dorință se poate realiza. Până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!